Salutare! Cum descoperim că găinile noastre au viermi intestinali, dar și cât de periculos sunt și cum putem să-i tratăm? Haideți să vedem, dragi prieteni, împreună și vizionare plăcută în continuare! Dragi prieteni și bine ați venit sau ați revenit pe canalul nostru de YouTube! Cât de periculos sunt vermii intestinali pentru găinile noastre, cum îi descoperim, cum îi tratăm, dar și ce pagube și ce probleme poate să apară din cauza vermilor. Trebuie să știm, dragi prieteni, că sunt multe tipuri de viermi intestinali, unde unii chiar nu se văd până după luni de zile, după ce găinile au fost infectate cu acest vierm, ei nu se descoperă. În unele cazuri este greu de descoperit, dar dacă noi ne uităm un pic atent la găini, putem să ne dăm seama că găinile noastre au viermi intestinali. Trebuie să știți că viermii intestinali sunt extrem de periculoși și poate să ducă chiar și la decesul animalului dacă nu este tratat. Sunt mai multe tipuri, unii pot să stea în stomac, în intestine, alții afectează ficatul. Sunt multe tipuri de viermi. Dacă vedeți că găinile voastre au fecale, diarie moale sau urât mureositoare sau vedeți că găinile sunt triste, abătute, chiar nu mai fac ouă, slăbesc pe zi ce trece, sunt triste, atunci optați pentru a le face o cură de tratament, fie că optați pentru tratamente bio, fie că optați pentru tratamente de la medicul veterinar. Sunt mai multe alimente naturiste, ca să zicem așa, care le consumăm noi oamenii și care poate să ajute și la eliminarea viermilor intestinali la găini. Dar dacă găinile voastre sunt pline de viermi și găsiți în coteț la găini viermi, atunci trebuie să mergeți de urgență la medicul veterinar și să luați ceva pastile sau ceva tratament special care să omoare viermii, pentru că atunci produsele naturiste foarte greu mai fac față, pentru că sunt extrem de mulți. Dacă în caz că vedeți că ați dat tratament, de exemplu, piper, sunt mai multe, găsiți la noi pe canal, chiar și dovleacul și morcovii, dacă în caz că vedeți că ele au eliminat ceva viermi, atunci dați-le tratamente pentru viermi. O dată sau de două ori pe lună, faceți-le o cură, dacă le dați tratamente de casă naturiste, dați-le o dată sau de două ori pe lună, este suficient să nu le lăsați ca să se infecteze cât mai tare. Este periculos mai ales atunci vara, primăvara, când vin păsări străine la păsările noastre ca să mănânce și beau apă și mănâncă din mâncarea lor, atunci se transmite foarte ușor. Practic este un microb care, dacă noi am mers undeva afară și a fost o pasăre care a trecut pe acolo și noi am pus piciorul și am călcat și ne-am dus la găini sau nu ne-am spălat pe mâini și am pus mâna pe alte animale, de exemplu a fost în piață sau pe ouă sau pe mai multe, putem să transmite foarte ușor acei viermi la găini. În principiu, viermii nu sunt periculoși pentru noi, dar trebuie să știm că atunci dacă noi am tăiat, de exemplu, o găină și am găsit viermi la ea, în intestine trebuie să facem un tratament pentru toate păsările care noi le avem și să gătim extrem, extrem de bine carnea și ouăle, pentru că poate să fie periculos pentru noi oamenii, dar mai ales pentru copii. Dacă ați dat o găină, de exemplu, și ați văzut că are viermi, nu o mai gătiți atunci, curățați-o, spălați-o bine și puneți-o la congelator pentru câteva zile, săptămâni, ca să omoară toți acei microbi și după aia puteți să o consumați. Dacă găinile se opresc din nou, dacă vedeți că găinile elimină viermi sau numai ouă, viermii poți să-i vedeți în coteț, dacă găinile au extrem de multă diarie și aveți grijă cu curățenia la găini. Dacă o găină a eliminat un vierme, cealaltă găină poate să existe riscul ca ea să-l mănânce sau să vină un porumbel sau mai multe lucruri. Este destul de periculos. Tratamentul este cel mai bine ca să le faceți tratamente preventive, cum le numim noi, naturale, făcute de noi acasă. Avem mai multe pe canal care le-ați putea să le faceți. Ar fi multe de zis și o să încerc să fac un videoclip mai special ca să vedeți câte soiuri de viermi sunt și cât de periculos este pentru păsări. Trebuie să știți că și unii viermi poate să producă stări din alea de leșin la găini, de vomă, de horcăit. Chiar și cocidozele sunt practic niște bacterii și tot un gen de viermi. Deci aveți mare grijă.
aveți grijă cu apa, pentru că cele mai multe bacterii și cel mai mulți virus și microbi se iau din apa găinilor. Dacă în caz că vreți să puneți ouă la incubat și ați descoperit că puii voștri, găinile voastre au viermi, nu mai puneți ouă la incubat, dragi prieteni, pentru că există un microb care se poate transmite la puișori și puteți să aveți probleme cu puișorii pe mai târziu. Dacă vreți să puneți la incubat ouă în acea perioadă, atunci optați să faceți o deparazitare generală la toate păsările care le aveți voi în ogradă și după aia, după un timp, puneți ouă la incubat. Aveți grijă că unele pastile care le luați din farmacii veterinare, dacă voi folosiți pastilele alea, atunci un timp nu mai aveți voie să consumați carne sau ouă de la găini sau să puneți la incubat. Citiți prospectele dacă în caz că luați ceva din farmacii. Dacă vreți să dați un tratament preventiv ca să vedeți dacă găinile voastre au viermi, atunci puteți optați pentru tratamente naturiste și unele alimente care ajută practic ca să elimine găinile viermi. Dacă vreți să faceți o cură, cum am făcut noi la noi pe canal, atunci faceți curățenie în coteț la găini, curățați foarte bine cotețul și după acelea dați-le indiferent ce tratament hotărâți voi pentru viermi, ca să puteți să vedeți că găinile au eliminat sau nu viermii. Și atunci urmăriți mult mai des găinile și vedeți dacă ele au sau nu au viermi. Pentru că v-am zis, găinile, una elimine, aia lantă, poate ca să mănânce. Aveți grijă cu ce alimente și ce dați la găini, pentru că unele alimente chiar produc viermi la găini și practic sunt niște microbi și niște bacterii. Așa că, dragi prieteni, aveți grijă, pentru că este foarte periculos și nu numai că se opresc găinile din ouat, slăbesc găinile, poate să afecteze puii, indiferent ce păsări. Dacă voi ați văzut că într-un coteț la găini aveți sau la câteva găini, dați-le la toate păsările care le aveți voi în gospodărie pentru că se transmite. Încercați să țineți separat câinii de găini, pentru că am văzut mulți mai țin împreună cu păsările, cu câinii, pentru că se poate transmite de la unul la altul viermii și iar este foarte periculos. Ar fi multe de zis aici, am o găină care a venit lângă mine, o găină de Brahma. Sunt extrem de periculoase, periculoși viermii la găini, nu numai că ajută că se opresc din ouat, poate să ducă la decesul animalului, că sunt triste, abătute, posomorâte, slăbesc, poate să slăbească o găină de... Nu vă puteți închipui, pentru că o găină dacă nu mănâncă 2-3 zile și practic tot ce mănâncă ea, ia practic acei viermi. Dacă vedeți că iară găinile mănâncă în mult, extrem de mult, dar nu se îngrașă, atunci trebuie să știți că aveți viermi intestinali. Dacă aveți, de exemplu, pui, care vedeți că pui nu cresc, practic mănâncă, dar ei nu se dezvoltă, ei nu cresc, atunci încercați ca să faceți o cură, un tratament pentru paraziți, pentru că atunci ei poate să aibă paraziți intestinali care practic toată mâncarea care ei o mănâncă, o iau acei paraziți și ei nu mai ajung în organism să se hrănească cu absolut nimica. Deci, da, sunt extrem de periculos. Deci, vedeți, diarie, vedeți că găinile sunt triste, sunt abătute, poate să fie o groază, unde puteți să vă dați seama. Tratamentele preventive, cel mai bine, faceți odată pe lună și întindeți pe partea sigură, chiar la găini, curci, prepelițe, rațe, gâște, indiferent ce păsări aveți la voi în gospodărie, poate să se infecteze foarte simplu și foarte ușor cu paraziți, fie că sunt paraziți intestinali sau păduchi. Dacă v-a plăcut, dragi prieteni, acest videoclip, nu uitați să-mi dați un like, să-mi lăsați în comentariu și îmi puteți să-mi lăsați, dacă bineînțeles vă face plăcere, în comentariu cum ați scăpat voi de paraziți intestinali la găini sau cum v-ați confruntat cu ei. Că poate o să facem un live pe viitor, dacă în caz că vreți, și o să discutăm mai mult despre acest subiect, pentru că mai ales acum, când este perioada de iarnă, de frig, unde găinile stau mult în coteț, unde să facem umezeală, unde să fac multe lucruri. Acum iarna este un pericol, vara este altfel de pericol. Țineți, dragi prieteni, curățenia la animale, indiferent ce animale aveți voi, pentru că așa menținem păsările și animalele de la noi din gospodărie sănătoase și ferite de boli și de alte neplăceri.
Dacă vă face plăcere, puteți să distribuiți ca să vadă și prietenii voștri. Poate îi ajută și pe ei în unele situații, să sigure că îi ajută și pe ei în unele situații, pentru că am mai primit mai multe comentarii. De-aia am vrut să fac și acest videoclip ca să vorbim despre paraziți și cum o să ne dăm seama. Până data viitoare, dragi prieteni, aveți grijă de voi, de animăluțele voastre și de tot ce iubiți voi. Eu vă salut, v-am pupat, numai bine, ciao, ciao! Și nu uita să te abonezi dacă n-ai făcut-o încă, pentru că nu vrei să pierzi următoarele clipuri interesante și faine care noi le facem și sunt sigură că o să te ajute în anumite situații. Până data viitoare, numai bine, ciao, ciao!